Subiectul educație sau mai ales lipsa de educație a multor oameni în societatea românească ne determină să fim mereu în căutare de soluții de prevenire a răului imens pe care această țară îl are asupra omului. Un om cu peste 35 de ani de carieră didactică, care a avut șansa de a studia fenomenul norvegian, emite câteva opinii despre educație și cauzele care duc la deformarea caracterului uman încă din copilărie. Da, e un subiect generos, dar eu zic destul de dureros. Pentru că cu cât vorbești mai mult de educație, cu atât mai mult observi în jurul tău că există o lipsă de educație. Educația pornește din familie. Încă de la naștere, copilul, când vine în familie, familia trebuie să aibă grijă cum trebuie să se comporte cu acel boss de lut care vine în mijlocul familiei. Unii îl cred neputincios, alții îl cred că ei pot să facă ce doresc în jur, că el e mic și nu știe nimic, dar de fapt micuțul acesta, viitorul de mâine, învață tot ceea ce se întâmplă în jurul lui. Atmosfera din familie influențează în bine sau în rău formarea copilului încă din fragedă pruncie. Copilul acumulează tot ceea ce se întâmplă în jurul său. Dacă în familie există o atmosferă cu tot felul de violențe, domestică, fizică, verbală, tot felul de chestii de genul acesta, micuțul e clar, el deschide ochii și vede că tata se adresează urât mamei, mama la fel se adresează tatălui, că tata lovește mama, că frații se lovesc între ei, că cel care are gura mai mare și este cu mai multă putere acaparează mai repede totul. Și atunci, în mintea lui, ce gândește? Ca să pot trăi pe lumea asta, trebuie să fiu violent ca tata, trebuie să fiu mai rapid ca să pot acapara mai mult, trebuie să trag în fratele sau în sora ca să pot avea eu de partea mea câștigul. Anii de școală au și ei o influență covârșitoare în ceea ce privește evoluția copilului. Un copil violent devine la rândul său violent cu toți cei din jur și cu el însuși. În școală întâlnește, chiar dacă sunt mulți copii care vin din familii, care și-au dorit un copil și doresc să-l formeze ca un om adevărat mai târziu, cu bun simț, cu o moralitate corect pornită de jos, un om bun printre atâția răi nu face față. Și atunci micuțul ăsta care a învățat atâtea lucruri negative din familie mai are 2-3 adepți în jurul lui. Ceilalți sunt mai fricoși, că nu sunt obișnuiți nici cu bătaia, nici cu vorbele urâte și atunci se uită așa. Eu chestia asta am observat-o la nepoatele mele. Erau anul trecut la mine împreună cu nepoțelul meu, care ulea că mai e băiat, e un pic mai răsfățat, e obișnuit, așa cum e obișnuit de obicei copilul unic, să îi se dea de toate. Și nepoțelele mele din Norvegia, care nu știu de niciun fel de violență. O să discutăm și da, despre acest lucru. Ciprian a smuls o jucărie din mâna uneia. Ea a ținut-o mai strâns, dar după aceea a dat drumul. Ciprian, pe urmă, a prins-o așa de mână și a zguduit-o puțin. Nepoata mea a rămas pur și simplu înlemnită. Norvegia este o țară europeană nordică în care educația se face numai și numai în interesul major al copilului. La noi, interesul copilului rămâne doar o lozincă pe hârtie. În Norvegia, copilul de la naștere este pregătit pentru viață, însă la noi, copilul și omul este umilit de stat încă de la naștere și până la moarte. Nimeni n-a încercat să-i smulgă ceva, să ia ceva cu forța. E obișnuită cu cuvintele de fermecate, te rog frumos, fii amabil, da, sau cuvintele magice. Având unul dintre copiii stabilit în Norvegia, Angela Tăbăcaru aduce în discuție un nou model de educație, dar este el bun sau nu? Eu am avut o discuție cu un om cu facultate, care mi-a spus, a, să n-aud de Norvegia, ce Norvegia, îți fură copiii, iau copiii, adună, vai, să n-aud, o țară, așa înapoiată, nu e adevărat. E o țară minunată. Dacă toți copiii din lume ar avea condițiile copiilor din Norvegia, ar fi numai lapte și miere. Pentru că ce se întâmplă în Norvegia? Nu că este copilul meu. Și în Suedia. Am fost și în Suedia, da, și am văzut și ce este acolo.
Dar pentru că în Norvegia am fost de vreo 10 ori și pentru că ai mei copii trăiesc acolo și au copii și ei, pentru că am văzut cum am fost chiar în școală, am fost în grădiniță de când erau copiile mele micuțe și am văzut la fața locului ce se întâmplă acolo. La noi, în opinia Angelei Tăbăcaru, nu există dorință reală de a reforma sistemul de educație, de a-l adapta nevoilor reale ale omului. La noi, instituțiile statului sunt impotente, dezinteresate de ceea ce se întâmplă cu cetățenii. Dacă în Norvegia abuzul fizic și verbal împotriva unui copil sunt considerate infracțiuni și se pedepsesc drastic prin decăderea din drepturi a părinților și darea acestora spre adopție altor familii, la noi lucrurile se întâmplă exact pe dos. Indiferența, cinismul, abuzurile de tot felul asupra copiilor de la naștere și până devin adulți, duc la dezastrul în care se află sistemul educațional.